Drumul județean 703G din Berislăvești este în lucru, iar după finalizarea lui, 5 ani nu se mai pot face lucrări adiacente, pentru că legislația europeană nu permite acest lucru. Introducerea canalizării în localitate este practic imposibilă în aceste condiții. Momentan, singura soluție este amenajarea foselor septice pentru fiecare gospodărie. Pentru a rezolva această problemă, primăria urmează să achiziționeze o mașină de vidanjat. Astfel, prețul va fi unul mai mic decât al altor operatori economici. Cea mai grea problemă la care deocamdată am găsit o rezolvare provizorie pe care am și trecut-o la problema canalizării. Am fost scoși din master plan, nu se realizează de către Adia Pavâlcea, la Berislăvești nu se mai realizează canalizare. Având în vedere că se construiește, se lucrează, se realizează drumul județean 703G, odată finalizat 5 ani de zile, nu mai putem interveni pe acest drum pentru că prin fonduri europene, deci undeva la o perioadă de 7 ani nu vom putea realiza canalizare. Caut soluții alternative. Singura soluție viabilă acum a fost achiziționarea unui vitanj și vitanjarea foselor, pentru că toată lumea are fosă septică, dar costă foarte mult să le vitanjez. Achiziționarea de către primărie? De către primărie, da. Și vitanjarea la un preț minim. Adică strict combustibilul utilajului și pentru asta va trebui să fac un contract făcut cu APAVIL-ul pentru că și vitanja trebuie să mergi să duci la o stație de APAVIL-ul, la Sărbicel sau la Jibă. Asta o să discut cu cei de la APAVIL. Asta e cea mai mare problemă. Problema care doare cel mai tare, să zic. Dar localnicii au fost de acord să-și facă fose septice sau i-a ajutat și în acest sens? Nu. La obținerea autorizației de construire, obligatoriu trebuie să ai fosă în zona unde nu este canalizare. Deci asta nu le dăm autorizație de construire fără fosă. Deci toți trebuie să aibă fosă. E normal să ai fosă, nu poți să construiești fără să ai fosă septice. În zona noastră, unde e canalizare, construiești fără. Nu ai nevoie de zona asta, ai nevoie doar de aviz de la el. Acum am văzut că au renunțat la criteriul acela de aglomerație de 2000 de locuitori pe kilometru, că pe criteriul acesta ne-au scos master plan, dar deja e prea târziu. În ceea ce privește infrastructura, este depus un proiect la CNI pentru modernizarea mai multor drumuri comunale, care va fi posibilă de anul viitor.